Doamnelor și domnilor, bună ziua! Astăzi nu avem live-ul, nu mai intrăm pe Facebook, nu mai intrăm pe YouTube, nu mai intrăm nicăieri. Astăzi stăm aici, direct pe Roman24. Acolo nu intrăm. Acolo încearcă alții să ne intre. Astăzi doar pe Roman24.ro. Bine, ca emisiune pe care o puteți urmări, evident, pe YouTube, pe Roman24 online, o puteți urmări pe Facebook, tot pe Roman24 online. Ca să simplific și să vă lămuresc pe toți, să vă fie foarte ușor, bre, oriunde căutați, dacă dați căutare pe Google Roman24 online, da? Și vedeți logo-ul ăla galben al nostru cu două săgețele care fac așa, ăia suntem noi. Acolo găsiți mai toate chestiuțele pe care le lucrăm zi de zi. Ceas de ceas, vară de vară, împreună, alb, negru sau color. S-a terminat cu examenul de bacalaureat. Parțial. Ieri unii au serbat, alții au plâns, alții și-au luat bătaie. Că nu-i așa, trăim în România și când ceva nu merge, dă-i că bătaia e ruptă din rai. Zic că unii s-au bucurat, am înțeles foarte multe medii, note ce se dă acolo de 10. Fantastic, ceea ce e foarte bine. Sunt foarte mulți care au picat. L-au picat cu succes. Se întâmplă și din astea. Ghinion, nu contează. Guvernul mai dă o șansă. De fiecare dată, Ministerul Învățământului acordă a doua șansă, în toamnă. Cu siguranță asta nu o să-i împiedice pe elevi să meargă la mare. Da? Când s-a inventat vreodată elevul care să spună am picat bacalaureatul în vară, eu zic să stau acasă și să învăț. Bre, dacă stătea acasă și învăța, îl lua din prima. Așa că... Numai puțin de 88,5% dintre elevii care au dat bacalaureatul în Franța au și promovat examenul. Un rezultat excelent, spun studiile, prin gura celor de la realitatea.net. Numai puțin de 88,5% au promovat în Franța, din prima. Rata de promovare este în creștere cu 0,7% comparativ cu anul trecut. Najat Vollard Blaya-Galasha, ministrul educației de la ei, i-a felicitat pe elevi și pe profesorii lor pentru rezultatele foarte bune. Rezultatul este incomparabil cu cel obținut în România, spun în continuare cei de la realitate. Rata de promovare la sesiunea iunie-iulie 2015 a bacalaureatului este de 67,9% și este cea mai mare din ultimii 5 ani, potrivit bilanțului pe ultimii 12 ani prezentat vineri de Ministerul Educației. Francezii, bă, deci ori au ăia lecții mai ușoare, ori într-adevăr sunt mult mai deștepți decât românii, zic. 88,5% dintre cei din Franța au promovat examenul de bacalaureat, spre deosebire de 67,9% în România. Și acum, bineînțeles, oamenii or să sară de cură în sus, pentru că ne place să găsim vinovați de fiecare dată, și am să citez pe cineva de pe Facebook, îmbușcați-i, frate, pe profesor, că ăia-s proști. Bă, sunt și profesori slab pregătiți, nu este nicio noutate. Noi acum putem să ne jucăm de a Sfânta Maria Teresa sau cum o chema, da? Dar trebuie să admitem și realitățile crâncene, și anume că avem și profesori care-s bătuți în cap, frate, și n-au nicio treabă cu meseria asta, dar cineva trebuie să ocupe și posturile alea. Atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Corect? Sunt și elevi care nu pricep, frate, nicio cură. Nu pricep că așa i-a făcut pe ei natura să n-aibă un coeficient de inteligență cine știe ce. Partea a treia categorie de persoane cu care stau de vorbă când se discută despre probleme de astea de educație, a treia categorie de persoane îmi spune, bă, vere, nu putem să fim toți deștepți. Că dacă toți am luat examenul de bacalaureat cu 10, cine ar mai munci la câmp? Este? Adică, deci, în fiecare an sunt ca în blogosfera românească, în fiecare an apar, în anumite perioade, aceleași subiecte. În fiecare an se vorbește de, bă, ce rău a mers la bacalaureat anul ăsta, mă, veri, cum să meargă rău? Mai mult de jumătate dintre elevi au promovat cu succes examenul de bacalaureat. Așa cum e normal, ce vreați? Să fie 100% promovabilitate cu 10%? Păi nu cred că suntem atât de deștepți, nu cred că
sângele lui Burebista curge în venele tuturor. Nu! E normal, chiar mi se pare fantastic de mult. Rata de promovabilitate de 65,7% sau cât a ieșit acolo, că nu mai țin minte, da? Este fantastic de mult. De ce? Arată normalitatea țării în care trăim. E așa de greu, altfel am fi toți geniali. Și ne-ar invada americanii, că știți că ăștia sunt în stare să-ți ia și dacă ai un rahat pe care l-ai făcut dimineața și ăla a spus Africa la ieșire și până la ți-le iau americanii. Că, na, nu trebuie să aibă nicio țară creiere. Că tot să, ăia de știți, trebuie să meargă la americani. Da? Ne-ar invada americanii, bre. De aceea, mi se pare absolut normal să ai oameni care iau bacalaureatul, să ai oameni care iau bacalaureatul cu 10, să ai oameni, să ai persoane care să fie vânate de facultăți de prestigiu, dar nu toți, că nu se poate. Cineva trebuie să aibă și să pice bacalaureatul, atât acum în vară cât și la toamnă, da? Trebuie să-l pice cineva, trebuie să fie cineva care să rămână cu 10 clase și să facă o școală de meserii, musai, obligatoriu, recomandat. Mai lăsați dracu liceul, treceți pe școli de meserii, pentru că meseriile se caută și nu ci că sunt oameni. Mergeți și vorbiți cu ajeu femeu, da? Sau alu femeu. Și eu o să vă spun, dom'le, nu avem meseriași. De ce? Pentru că toți trebuie să ia bacalaureatul cu 10, că noi suntem o țară fantastică, nu ne lipsesc absolut orice, suntem niște hoți, mafioți, leneși, împuțiți, delăsători, dar trebuie musai să luăm bacalaureatul cu 10, 100%, rată de promovabilitate. Nu merge așa. Și când spun că suntem o țară, un popor, niște curve din cele mai vechi timpuri, căutați în istorie. Îmi mențin punctul ăsta de vedere. Suntem un popor care nu știu ce să așteptăm noi de la noi. Două, ne place să ni se ridice o sanale și să ni se facă statui, dar nu facem nimic ca să îmbunătățim. Dar ne supărăm când alții nu se joacă cu noi. E ca și cum ai avea un tip, nu știu, care stă murdar tot timpul, un om care, un copil, vorbim de copii, murdar tot timpul, care duhnește, face pipi pe el și se stă într-un colț supărat că ceilalți copii nu se joacă cu el. Păi, bre, îmbunătățește mai întâi. Și ceilalți copii se vor juca, astea suntem noi în momentul ăsta în lume, da? Ne lăudăm rată de promovabilitate sau ne plângem rată, vai, abia 67% rată, e fantastic de mult! Și nu pentru că sistemul de învățământ e prost sau pentru că profesorii sunt bătuți în cap sau că sunt de modă veche, genul pedagogi sau că elevii sunt leneși și nu vor să învețe sau... Nu, este chiar mult! E mult pentru că dacă ar lua toți bacalaureatul cu 10, n-ar mai munci nimeni. S-ar duce pe urmă la facultate și pe urmă ar pleca din țară. Cineva trebuie să facă și școli de meserii, cineva trebuie să facă și agricultură, cineva trebuie să stea și acasă să învețe să facă lucruri practice și îi fericesc pe ăia, sincer. Cei care n-au ajuns până la bacalaureat, cei care au învățat să lucreze în lemn, care au învățat să fie sudori, care au învățat să pună faianță, îi fericesc pe ăștia, îi invidiez pe oamenii care știu să lucreze cu plasticul, pe cei care știu să pună pavele, pe cei care știu să lucreze în beton sau în fier beton, pe cei care lucrează cu utilaje agricole. Jos pălăria în fața lor. De ce? Pentru că oamenii ei vor duce mai bine decât unul care termină facultatea și o să fie șomer. Râdeau ăștia de la Times New Roman, angajatorii cer Ministerului Educației să tipărească diplomele pe hârtie mai moale. Da? Ăsta este viitorul. Angajatorii cer Ministerului Educației să tipărească diplomele de absolvire a facultăților pe hârtie mai moale, că nu merge, te zgârii cu ea. Asta-i diploma. Deci felicitări celor care au luat bacalaureatul, nu intrați în panică cei care n-ați luat bacalaureatul, învățați o meserie, o să o duceți mult mai bine. Învățați o meserie, că se caută meseriile de numai, oriunde în țară și oriunde în Europa. Dar învățați-o. Deci, bă, vrei să fii sudor? Da, frate, fii cel mai bun sudor. Vrei să lucrezi în extracția țițeiului? Bă, specializează-te în chestia asta. Fii el mai bun. Pentru că ăștia se caută. Nu spun lăsați-vă de școală, Doamne feri, educația e bună, da? Înțelegeți ce vreau să zic.
În 2003 a fost inaugurat primul guvern interimar în Irak, guvernul bulgar a decis închiderea definitivă a celor mai vechi două reactoare de la centrala atomică de la Kozlodui. Istoricului american de origine română Radu Florescu i s-a acordat titlul honoris causa al Academiei Române. Albania a intrat în mod oficial în Consiliul Europei și o duc mai bine decât noi albanezii în momentul ăsta din orice punct de vedere, ci că s-ar putea să mă înșel, că vorbim de populație foarte, de populație mică față de România, ci au fost niște creșteri salariale extraordinare. Da, când aveai un euro pe lună înainte și acum ai 100, deja creșterea e fantastică. Asta nu înseamnă că... Da. În 1930 se organizează la Montevideo, în Uruguay, primul campionat mondial de fotbal. Iar în 1945 a fost transportată prima bombă atomică în deșertul de New Mexico, fiind pregătită pentru primul test al unei bombe atomice, test care a avut loc două zile mai târziu și pe urmă a apărut Godzilla! Godzilla! Asta se întâmplă pe 13 iulie, de-a lungul vremii. La mulți ani... Gabriela Vrânceanu Firea! Yeah? La mulți ani, în 1972, să-i trimiteți de bine. Aici pe Wikipedia apare că e editor, prezentator de televiziune și politician român. Nu așa mai bătut nimeni capul să-i updateze femeii, că e și primar general al capitalei. La mulți ani, Gabriela Vrânceanu Firea, a tracului ăștia care ați ales-o. Am citat de pe Facebook. La mulți ani. Beni Benassi, DJ italian și el născut în 1967. Poate nu știți cine este Beni Benassi, vă zic eu, dacă vă aduceți aminte clipul cu gagicile alea foarte bunoace, cu echipamente, da, muncitorești. Who's your daddy? Ăla e. Harrison Ford, actor american, omul ăsta care a fost și Indiana Jones, a fost și medic suspectat că și-a ucis soția, a fost și Han Solo în cunoscutele filme Războiul Stelelor. Am zis de Indiana Jones. Omul ăsta mi-a marcat copilăria. Deci la mulți ani Harrison Ford. Câți ani are omul ăsta, frate? E născut în 42. Ăsta s-a născut toată cu ceasul. Cine a murit? Să mă uit la morți. Cornel Fugaru în 2011. Wow. Da. Ca sărbători religioase, Sfântul Henric al II-lea în calendarul evanghelic și în cel catolic, Sfânta Cugigunda de Luxemburg în calendarul evanghelic, este ziua onomastică a celor care poartă numele Heike, Heinrich, Joel, Sara și Silas. E ziua onomastică a oamenilor ăștia. La mulți ani. Ca altă sărbătoare așa de laterală, în Statele Unite, nu e așa, mă mir că n-am preluat-o și noi, este ziua Embrace Your Geekness Day. Se serbează din 1990. Cum să-l traduc cât mai corect? Îmbrățișează-l pe tocilarul din tine, acceptă-l tocilarul din tine, da? Pentru că nu e așa de când au apărut ăștia cu ochelari fără lentine, dar e cool să porți ochelari, pentru că ei sunt nerds, moda asta de rahat, pantaloni cu bretele, da? Bretele și papion și ochelari care nu au lentile, ei sproști ca noaptea, dacă îi bați în cap sau de exact așa, dar au față de tocilar. Fetele adoră băieții cu față de tocilar. Când eram eu la școală și purtam ochelari, mă numeam aragaz cu patru ochi. Nici de cum tocilar și nici fetele nu-mi plăceau pentru că eram aragaz cu patru ochi. Da? Acum mai nou, tocilare sunt foarte iubiți. Deci e în Statele Unite, se serbează din 1990, în fiecare an, acest îmbrățișează, îți acceptă tocilarul din tine. Două titluri care mi-au atras atenția, să văd dacă pot să le aduc unul lângă altul. Nu, n-am reușit.
Așa, două titluri mi-au atras atenția, unul de la România Liberă, și despre care m-a dus cât de cât vorba în live-ul ăla din mașină de zilele trecute, și al doilea titlu de la Mediafax. România Liberă titrează mare: 5 motive pentru care e mai bine să fii singur decât într-o relație. Ce are două degete mari și nu este într-o relație. Eu. 5 motive pentru care e mai bine să fii singur decât într-o relație. Vi răspund foarte repede. Pentru că ai o inimă mai sănătoasă. Ce e asta, frate? Reclamă. Și aici mi-a băgat reclama. Ai o inimă mai sănătoasă, ci că în urma unui studiu realizat pe 9.000 de persoane cu vârstă medie, timp de 8 ani, rata bolilor de inimă a fost mai mică la cei care nu au fost niciodată căsătoriți. Să trecem mai departe. Cei care nu au fost niciodată căsătoriți sunt mai sănătoși cu inima, dar mai important, sunt mai sănătoși cu capul. De ce? Pentru că nu-i nimeni aici, pe el. Nu-i nimeni să te bată la cap. Ai un corp mai în formă. Când niște cercetători au chestionat peste 13.000 de bărbați și femei cu vârstă cuprinsă între 18 și 64 de ani și au aflat că cei care nu au fost niciodată căsătoriți făceau mai mult sport săptămânal, să arzi caloriile cumva și să fie energia, alții se masturbează ore în șir, alții aleargă sau merg la sală sau dau la pedale la biclă. Ca urmare, ai un corp în formă sau un braț extraordinar față de cei care au fost căsătoriți sau divorțați, care s-au lăsat să îngrașe ca jitele. Ai o viață socială mai activă. Nu și eu. Studiile au arătat că persoanele căsătorite sunt mai puțin dispuse să ajute, să încurajeze, să viziteze și să mențină contactul cu prietenii, familia și vecinii decât o fac cei care sunt singuri. Adică cei căsătoriți sunt mai puțin dispuși să viziteze și să mențină contactul cu prietenii, familia și vecinii. Păi dacă ai o nevastă care spune prietenii tăi sunt nașpa de azi înainte, nu mai ieși la bere cu ei, dar dragă, niciun da dragă. Te-ai insurat, Vasile, gata, s-a terminat cu distracția. De azi înainte la 8 să fii în casă. Da, 7. Eu am vrut să-ți dau 8, dar dacă faci figuri, 7. La 7 să fii în casă. Să ne uităm împreună la noră pentru combinata iubitului soției mele de pe insula vedetelor. Și la... Cum o chem? Sună embarasada, mi amor. Da? Dar meciul, care meci? Păi e finala campionatului european. Campionat european? Ce e la campionat? Păi fotbal? Bă, vezi tu certificatul ăsta de căsătorie? Da. Scrie acolo cu litere mici, nu te mai uiți la meciuri? Da. L-ai semnat? Da. Well, ghinion. Persoanele căsătorite sunt mai puțin dispuse să viziteze și să mențină contactul cu prietenii, familia sau vecinii. Una la mână, ai vrea să te duci să mai menții contactul cu vecinii? Dar unde ieși așa din casă? Păi mă duc până la vecinul. Care vecinul ăla care are iubita aia tinerică, studentă în regie? Da, dar întâmplarea face că... Mă, tu nu la vecin te duci. Tu de fapt te duci să o vezi pe aia, așa-i? Nu, iubii, cum? Draga mea soție. Draga mea iubită neagră și pârlită. Nu, mă duc să beau o bere. Bere? O cafea am vrut să zic, iubito. O cafea cu vecinul. Cu vecinul, bine că e și iubita lui acasă. Deci e și iubita lui acasă. Cât dracu să mai minți contactul cu vecinii? La fel și invers. Acum nu că zic eu că femeile sunt rele. Da, sunt rele. Dar și invers se poate. Da? Iubito, dar unde pleci? Așa am popoțonată. Mă duc la prietena mea aia, o știi tu, o știu? Păi da, că... Și bă, când te duci la prietena ta, te duci cu fustă de asta de două palme și să ți se vadă vârful bucii? Cum facem? Da, e cald, iubi, baby, afară, sunt 32 de grade, așa și? Tu când ieși din casă, trebuie să fii îmbrăcată în burca, frate. Altfel nu ieși din casă. Da? Și nu mai minți contactul, pentru că trebuie să dai raportul mereu cuiva. Cei care sunt singuri, pe de altă parte, ăștia ies din casă. Nu eu, dar alții, normal, ies din casă tot timpul. Ieri am ieșit, de exemplu, să beau și eu o limonadă. Da, tăți de la masă erau cu berea în față, eram cu limonadă, frate, că m-a pus dracu să nu beau alcool, că nu mai beau alcool. Limonadă! Tăți erau cu bere. Neamțul cu limonadă, că el e antialcoolic.
Nu anti-alcool, nu beau eu. Și am spuneam că eu sunt și antisocial. Mie nu-mi plac oamenii în general și nu-mi plac rudele în special. Și dacă ar sta fiecare la casă, ar fi minunat. Da? Din păcate însă, trebuie să te vezi și cu ăștia din când în când. Și la servici, dacă aș putea, nu m-aș vedea cu oamenii ăștia. Dar trebuie să-i văd că sunt aici, aici lucrează. Da? Ce vreau să zic? A, cam ieși și eu la o bere cu prietenii ieri și, bă, m-am plictisit. Nu că m-am plictisit, că oamenii foarte de treabă, sunt prietenoși, sunt amuzanți, au râs, am făcut panoramă, dar la un moment dat zic, bă, parcă m-aș duce acasă să mă joc. Îl las eu, da? Mă gândeam ce să fac când ajung acasă, să-mi reglez chitara din nou sau să fac level 60. Una din două. Când am ajuns acasă era deja miezul nopții. Zic, ia să fac eu level... și m-am trezit la 7. Când ești căsătorit... Nu. A, când nu ești căsătorit, nu te mulțumești cu puțin. Un studiu a arătat că frica de a fi singur a făcut anumite persoane să se mulțumească cu puțin, făcând prioritară relația deasupra nevoilor personale. Au. Iubitule, da, iubita, dar de ce stai tu cu mine? Bă, Vasile, varianta era să stau singur. Și să îmbătrânesc singur și să mor singur și după aia să mă întorc din moarte ca să-mi aprind o lumânare. Așa că e bine că ai apărut tu, noroc de tine, că altfel rămâneam singur. Păi, credeam că mă iubești. Na, ok, și asta, dar putea să fie altcineva măcar mai bun, da? Așa m-am mulțumit cu tine, da. Persoanele care erau căsătorite s-au simțit mai mult stresate, mult mai stresate decât cele care au fost toată viața singure. Și solitudinea este un motiv foarte bun ca să rămâi de capul tău, ci că în contrast cu singurătatea, solitudinea este adeseori un factor sau afirmație pozitivă, după cum spun niște psihologi de la Universitatea din Massachusetts. Tot ei spun că statutul de solo se conectează direct cu termenii de libertate, creativitate, intimitate și spiritualitate. Plus tate, minus tate, egal tate, tate. Persoanele care sunt singure se simt mai bine în legătură cu timpul pe care îl petrec singure. Astea ar fi cele 5 motive pentru care e mai bine să fii singur decât să fii într-o relație. Și cum spuneam și în live-ul din mașină, mai degrabă să fii singur decât într-o relație nepotrivită. Nu nepotrivită, cât greșită. E mai bine pentru tărtăcuță, frate. Decât să fii cu persoana greșită, mai degrabă stai dracului într-un colț și uită-te la perete. Fii emo și de ziua ta să primești cadouri lame. De bărbierit. De tăiat la vene. Vă spuneam că al doilea titlu care mi-a sărit în ochi și care pentru fel mă enervează, pentru că e un titlu de rahat, pentru un articol de rahat, dar se potrivește de minune pentru pițipancele din România, cărora le urez mult succes. 6 motive ca să nu ai o relație cu un milionar. Pentru că e dureros să ai o relație cu un milionar. E frustrant. E nașpa să te simți umilită de banii pe care îi are el și pe tine te păstrează doar ca un trofeu, niște țâțe ambulante. 6 motive să nu ai o relație cu un milionar de la realitatea. Banii vor deveni o problemă. Ia uite, frate, sărmanii. Această problemă ar poate porni chiar de la micile cadouri. La început ți-a cumpărat o rochie, mai târziu lănțișor. Ce te faci de aniversarea voastră când îți oferă o mașină? Cum poți? Bă, deci ăsta e un material pentru pițipoance de alea vânătoare de bărbați bogați. Anume, ce te faci? Cum reacționezi atunci când îți oferă de ziua ta o mașină? O iau! Eu o primesc! E o mașină, mersi! Apoi eu să am o gagică plină de bani. Poți să aibă și 50 de ani de urmă, să mă descurc eu, da? Și să-mi ofer... Eu am 50 de ani, deci. Ar fi cam de aceeași vârstă. Să-mi ofere de ziua mea o mașină. O primesc! Mulțumesc frumos! E un cadou frumos. Bun, ce ia eu de ziua ei? Nimic! De ce? Pentru că eu sunt lefter. Dacă suntem împreună, înțelegem situația. Eu înțeleg pe ea că e bogată, ea trebuie să mă înțeleagă pe mine că sărac. Da? Ce te faci când îți oferă o mașină de ziua ta? Presupun că fetițele astea care abia așteaptă să se cupleze cu un milionar sau un fotbalist,
care e cam aceeași chestie, intră în pământ de rușine atunci când respectivul le cumpără de ziua lor o mașină. Intră în pământ de rușine și se duc imediat să-și facă mea culpa la un psiholog. Nu! O acceptă! Și încă mai fac și figuri. De asta mi-ai luat? Dar Porsche ce avea? Nu mai aveau la magazin Porsche? Ci că banii ar deveni o problemă dacă te cuplezi cu un milionar. De ce? Nu să ai unde să-i pui? Să presupunem că refuzi cadoul într-un mod politicos. Nu-l refuzi, îl primești. Poate fi o insultă pentru partenerul tău bogat, având în vedere motivul tău. Vai, dragă, n-aș putea să primesc acest diamant, acest colier de diamante, pentru că... Fuck you, dă-l încoace! Majoritatea timpului va fi ocupat, mai zic ăștia de la realitate. Cine are impresia că milionarii stau toată ziua degeaba, iar banii continuă să vină pur și simplu, greșește. Păi pe asta să și bazează pițile astea. Că el are o grămadă de bani, că le face o grămadă de cadouri și că nu e niciodată acasă. Ăsta-i scopul! Cine dracu a scris porcăria asta, frate? Ăsta-i scopul, Vasile, să te cuplezi cu un milionar, să-ți dea o gârlă de bani, să-ți dea un card de care să te ajute să nu miști un deget toată viața, Doamne ferește, să-ți rupi unghiuțele făcând ceva și el să fie plecat tot timpul. Asta e ideea. Și dacă se poate să fie și bătrân, să moară într-un accident cu jetul lui personal și să te treacă pe tine acolo la clauze, dacă nu chiar în capul actului. Nu ăsta e scopul, ăsta e material, de ăsta e idiot scris anapoda. Alte femei vor fi pregătite să-ți ia locul. Să nu fii surprinsă dacă primește telefoane în timpul cinei romantice. Înțelegeți ce este manualul? Cum să te cuplezi, de fapt, și ce lipsuri trebuie să aștepți de la un milionar? Bă, dacă ăla e milionar și tu ești bună, pentru asta te ia. Că ești bună, nu că ești deșteaptă. Și nici de nevastă nu o să te ia. Când nu o să mai fii bună, o să găsească alta bună. Tu ai să treci pe locul 2, 3, 5, 18. Sau, definitiv și iremediabil, pau, pau. Trebuie să ții pasul cu imaginea lui. De fapt, ci că nu există vreun milionar în lume care să arate rău. Fiecare dintre ei fiind foarte stylish. Aș putea să găsesc vreo 30 de persoane în lume care arată dracului de rău, dar banii îi fac frumos deodată. Când ești bogat, ești și frumos că banii te fac să arăți bine. Trebuie să fii conștientă că nu e singurul care trebuie să fie impresionat de lucrul tău. Poate el te place așa cum ești, dar în momentul în care ieși la un restaurant fancy, vei fi nevoită să arăți bine. Iubitul tău nu este singurul care te remarcă. De fapt, asta e și intenția unei cotrobăitoare de asta după bărbați bogați, să arate foarte bine și să fie remarcată de cât mai mulți alți milionari. Pentru că, așa cum spuneam, ăsta s-ar putea să plictisească foarte repede. Și atunci ai nevoie de rezervă. Și te poate domina. Nu te poate domina. Te va domina. Punct. Cu bani. Lumea te poate considera materialistă. Ești. 6 motive ca să nu ai o relație cu un milionar. Vă rog frumos, deci, pe bune, serios acum, feriți-vă cât puteți de relațiile cu milionari. Nu vă cuplați cu milionari. Lăsați-i pe bogați să fie singuri până la sfârșitul vieții, pentru că ați văzut mai devreme, e foarte bine să fii singur. Da? I-ați condamnat la o existență atât de plictisitoare. Nu vă cuplați cu un milionar. Și Dumnezeu a scris chestia, ar trebui concediat. E o femeie, cu siguranță. De ce? Pentru că e scris în stilul caracteristic unei femei. A scris de la prietenă la prietenă. De asta. Nu vă cuplați cu un milionar. Cine a scris articolul ăla ar trebui să fie... să nu mai lucreze niciodată, nicăieri, nicio tip de nici măcar la revista școlii. Deși probabil că intenția a fost bună. Una, n-am găsit nicio morală în toată povestea asta. Mocănița și-a reluat cursele regulate pentru turiști, însă din când în când, dacă înțeleg eu bine, salve tovarășe, mocănița asta trebuie să tragă pe altă linie ca să permită și trenurilor CFR, alea, să treacă ușurel pe lângă... Nu asta vreau să zic.
că mocănița trebuie să treacă cu viteză pe lângă trenurile CFR. Asta vreau să zic, inclusiv pe lângă săgeata albastră, verde, portocalie, căcănie și așa mai departe. Și ar lua mocănița aia cu cărbuni. E un nene înăuntru care aruncă cărbuni la motor și merge mai repede decât trenurile de la CFR. Această mocăniță și-a reluat sâmbătă cursele regulate pentru turiști pe traseul la Brud, Câmpeni și Retur, urmând să se desfășoare în fiecare weekend până la 11 septembrie. Știți gluma aia de pe Facebook cu băbuța care întinde biletul controlorului și el spune, păi, doamnă, ăsta e bilet pentru copii, și tipa baba îi spune, da, da, aveam 7 ani când am plecat cu trenul ăsta. Între timp am făcut de 97 de ani și încă n-am ajuns la destinație. Președintele Asociației pentru Păstrarea Liniilor Ferate Înguste din România a declarat că mocănița circulă cu viteză de maxim 15 km pe oră, ca trenurile CFR, are 3 vagoane, ca trenurile CFR, fiecare cu câte 18 locuri, ca trenurile CFR, pentru că și astea au 18 locuri folosibile, iar peste 2 săptămâni se va finaliza construcția celui de-al 4-lea vagon, care are 20 de locuri. Trenul de linie îngustă va face în fiecare sâmbătă și duminică curse pe, vă spuneam, Abrud Câmpeni, atunci când se vor aduna cel puțin 20 de persoane, acesta urmând să pornească din Abrud la 10, 13 și 16. 25 de lei pe cursă, respectiv 15 lei pentru copii. În sezonul trecut, circa 17.000 de persoane au călătorit cu mocănița în Munții Apuseni, mai mult decât cu CFR-ul. Turiștii pot admira timp de peste 2 ore frumusețea zonei, la pe o distanță de aproximativ 11 km, deci 25, nu, exact ca la CFR, frate. 25 de lei pentru 11 km cu mocănița, la 15 km pe oră, într-un vagon cu 18 locuri. Bă, noi, calea ferată, noi am înțeles, trebuie să pricepem chestia asta. Noi ca popor, oare am înțeles vreodată, ne-am prins de faptul că pe calea ferată ar trebui să circule cu viteze mari? Deci asta era ideea inițială a cailor de fier, a drumului de fier. Da? Adică până și cei din vestul sălbatic, care se împușcau în mijlocul străzii și umblau cu pistoale la ei și călăreau calul și cu trăsura, au renunțat la poștalion pentru drumul de fier. De ce? Că era mult mai rapid, că mergea pe distanțe mult mai mari decât un cal sau un 6 cai frumoși la un poștalion, da? Că puteau duce mai multe bagaje și că nu oboseau. Corect? Până și oamenii ăia la 1800 sau 1900, a începutul anilor 1900, la sfârșitul 1800, măsa, când dracu a început construcția căii ferate în Statele Unite, că habar n-am, până și ăia s-au prins că, bă, calea ferată este foarte bună și ca urmare au început să o îmbunătățească. S-au prins că pe calea ferată mergi cu viteză mai mare decât pe jos. Numai noi ca români nu pricepem chestia asta. Noi mergem în continuare cu 25 de km pe oră cu regionala, frate, cu CFR-ul, regia autonomă sau cum dracu să cheamă, da? 25 de km pe oră vara pentru că s-au dilatat șinele de parcă n-ar fi știut ăia când au făcut calea ferată că se dilată de la căldură, iar iarna mergem cu 25 de km pe oră pentru că s-a contractat metalul. Să contractă șinele de cale ferată și nu pot să meargă mai... Păi și la ce rahat le mai ții atunci? Și plătești niște prețuri exorbitante ca să mergi cu viteză mai mică decât dacă ai merge pe jos. Lămuriți-mă! Iar ăștia cu mocănița nu se dezic, pentru că suntem români, da? Mergi 11 km cu 15 km la oră și plătești un sfert de 1000 de lei. Nu, un sfert de 100. Dai că-ți prus ca noaptea. O băncuță. 25 de lei. Plătești 25 de lei... Ne ținem clar de chestia asta. Prețuri mari pentru niște servicii de rahat. Ok, aia e mocăniță. E de înțeles. Mocăniță. E un nene care merge cu motorul cu aburi. Da? 25 de lei pentru 11 km cu 15 km la oră. O dus o venită
25 de lei. Asta este imaginea căilor ferate în România. Viteze mici, distanțe scurte, întârzieri fantastic de mari, prețuri extraordinare. De mari. Nu. Da? Asta este România. Ce? Mai vine boul ăla care zice că e un lux, frate, să mergi cu trenul. Du-te, mă, cu trenul, cu luxul. Ideea este că cei care vor să meargă cu mocănița pot să o facă de acum și până în septembrie, dacă se adună 20 de oameni, altfel nu pleacă, iarăși specific românesc. Bă, nu învățăm nimic de la străini. Deloc. Da, ok, o companie care se deschide, o firmă care se deschide, trebuie să aștepte și niște pierderi. Nu ai 20 de oameni, pleci cu 5. Dar pleci la orele anunțate, de ce? Pentru că e chestie de imagine. Da? Altfel ce faci? Îi ții pe aia 5 în gară până la 8 seara când se mai adună încă 10 oameni? Până atunci facă ea 11 km pe jos de 5 ori și nu mă costă nimic. Ca urmare, eu am câștigat, că am văzut traseul respectiv, tu ai pierdut. Ca și firmă care te ocupi de administrarea mucăniței, ai pierdut niște bani. Plus clienți, că a doua oară nu mai vin, frate, să merg pe jos 11 km. Foarte fain de mers cu mocănița, n-am apucat să merg, în schimb am mers cu CFR-ul, aproape ca la mocăniță, 25 de km la oră. Nici nu mai știu cine a făcut un calcul la un moment dat, când am făcut Iași-Timișoara, mi-a trebuit 18 ore să fac cu trenul și am calculat ăla că am mers parcă cu 21 de km la oră, în medie. CFR-ul, cel mai rapid mijloc de transport în comun. 25 de km la oră. Sportivul ăla care n-are picioare, ăla de aleargă la maratoane, ăla se mișcă mai repede decât CFR-ul. 21 de km la oră. Oamenii de știință au făcut o descoperire uimitoare la o specie de dinozaur găsită în România. Ce? Și-au dat seama că a apărut din nou la televizor? Specia de dinozaur se numește Ionis Iliescus. Probabil. Și s-au dat seama că poate zâmbi și la 90 de ani la fel de fals. Da? Nu, evident că glumesc. Ion Iliescu nu este un dinozaur, el îi precede. Oamenii de știință de la Universitatea din Southampton, la oaltă cu cei de la Universitatea din București, au făcut o descoperire uluitoare care i-ar putea ajuta pe cercetători să înțeleagă evoluția speciei dinozaurului pitic cu bod de rață. Mulțumesc, noroc că mi-au dat. Pe numele lui în buletin e trecut Telmatosaurus Transilvanicus. Transilvanicus. Dinozaurul pitic cu bot de rață. Este vorba de o descoperire uluitoare, ci n-avea bot de rață. Avea bot de curcă. Asta e descoperire uluitoare. Prima tumoră facială fosilizată găsită la un dinozaur cu bot de rață. Asta e descoperirea uluitoare, să mor dacă n-am crezut că au descoperit un nou tip de dinozaur. Când folosești uluitor, uimitor, fantastic în titlu, bă, și cuvântul dinozaur și România, te gândești că, mă, ăștia au descoperit o nouă specie de dinozaur, una care n-a fost descoperită până acum niciodată și în România, oamenii de știință din România au descoperit un dinozaur nou, nouț? Nu! Au descoperit un dinozaur vechi, vechiuț, pe care îl cunoștea toată lumea, care era bolnav. Asta au descoperit în România. Un dinozaur cu cancer. Păi bine, ai venit în România. N-ai văzut cum arată spitalele? În capitală s-a închis o secție întreagă de nu știu ce reconstrucție facială ce se făcea acolo, pentru că era mizerie. Da, păi dinozaurul ăsta, logic că a făcut cancer la față. Că a trăit pe teritoriul ăsta al României. Și fotbaliștii, când intră brusc, nu mai știu să joace fotbal. Tot când se intră în... E ceva, bă, pe teritoriul ăsta, da? Când oamenii intră în România, se retransformă în țarani cocliți, reîncep să-și gurească scrumierele din mașină pe geam,
Nu mai opresc la semafor, dau muzica la maxim cu geamurile deschise, chestii pe care în străinătate, în afara granițelor România, nu le fac. Cum se intră? E o barieră invizibilă, da? Care merge în jurul României, în sus. Corect? Nu știu la ce altitudine se oprește bariera asta, zona asta de influență, e ca un tub, da? Cum intri în România, te transformi în țăran, în frate. Și nimic nu mai merge bine. Nu știu dacă mă pricepeți, imaginați-vă puțin, închideți ochii, imaginați-vă harta României și un tub. Tot ce intră în tubul ăsta se termină, bre, imediat. Chestiile pe care în mod normal nu le faci în străinătate, că ești un om cu bun simț. Zici să rămână la doamne, ții ușa deschisă la oameni, îi ajuți pe bătrâni cu bagajele, aștepți frumos la culoarea verde a semaforului, nu scuipi semințe sau gumă pe jos. Nu înjuri, nu dai muzica la maxim. Ești un tip foarte de treabă, un element bun în societate. Bă, cum ai intrat în România? Zab, ăla e. Mașina ambalată dimineața cât se poate de mult, muzica la maxim, manele evident, încep să stuc sămânța, că ia sămânța neamule, că ăsta e produs românesc tradițional, probabil, de pe vremea lui Burebista. Meciul, dacă urmărești un meci, trebuie să urli la omul ăla de să te audă cel de la etajul 4 și urli inutil, pentru că nu te aude decât cel de la etajul 4, ăla care joacă efectiv fotbal pe TV acolo, el nu te aude, poți să zbieri tu oricât ai zbiera, el nu te va auzi și chiar dacă te aude, tot prost va juca, da? Oameni, jucătorii de fotbal, că m-am luat de ăștia, în străinătate la echipele care le-au permis prezența în echipele respective, acolo joacă bine, cum au uitat în România, parcă se tâmpesc, mă! Nu mai joc nimeni fotbal! Da? Etc. Și acum vin oamenii de la Universitatea din Southampton la oaltă cu cei de la Universitatea din București, au descoperit un România extraordinar, uluitor, fantastic, fantastic, otevist, Dan Diaconiscian, un dinozaur bolnav de cancer. Asta e descoperirea fantastică. Nu spun că foarte bine că au determinat, ci că e prima tumoră la un dinozaur pitic cu bot de rață. E prima. N-am mai găsit în altă parte o tumoră la un dinozaur pitic cu bot de rață. Deci, brusc au înțeles și ei după 65 de milioane de ani, 69-67 de milioane de ani, că dinozaurii se îmbolnăveau și ei. Că erau ființe vii și că suportau aceleași probleme. Că se căcau mai greu, na, câteodată, nici nu vreau să știu cum arată un dinozaur constipat. Da? Că le curgea sânge din nas, probabil, sau că făceau tumore, cancer. Asta au descoperit. Bun. Au descoperit o tumoră. Fantastic. Care sunt cele trei cerințe inedite pe care Daum le-a anunțat deja la Naționala României? Una ar fi, bă, să jucați dracului fotbal. A doua cerință inedită este, nu să vă vine să credeți, dar trebuie să alergați după minge. A treia cerință inedită pe care Daum le cere fotbaliștilor de națională este, bă, băieți, să veniți și voi măcar la cantonament sau la antrenamente. Da? Dar nu pot, șefului aș veni unul din ei, dar nu pot că trebuie să apar la B1 TV, altul, bă, știi, eu am un talk show la Realitatea, altul, eu aș veni, frate, dar apar la Mireasă pentru Nora mea. Da? Că ei nu joacă fotbal, ei apar la televizor. Băi, aș vrea să merg, dar știi, mi-am luat un Aston Martin și trebuie să-i fac rodajul. A, bă, că mă întrec eu cu tine, vine altul care nici el nu e în stare să scarpine singur în fund. Da, na, e fotbalist și are bani. Băi, că mă iau eu la întrecere cu tine cu Maserati, eu facem imediat rodajul, ce știi, luăm și două, trei pițiponce să ne danseze pe masă și trage, vine mutul cu niște liniuțe, trage niște liniuțe și cu mașinile și pe nas. Cui pasă de fotbal? Dă-l ăsta de Daum, că ăsta e neamț. Nu-i de-a nostru. Da? Germanul zice că vrea profesor mai întâi să aibă parte de un profesor de limbă română. Știți ce o să învețe mai întâi, nu? P, M, F, M, F, P, M, niște M,
du-te mă în P, că te să învețe de la fotbaliști comunicarea. Da? În al doilea rând vrea în staff un analist video. Acum, dacă le-a cerut fotbaliștilor un analist video, probabil că o să le aducă o tipă care face anal și se și filmează în timpul ăsta. Că ei aici au înțeles că fotbalul se face cu tipe care stau cu fundul în sus. Așa, și germanul până mai vrea până la urmă și un nutriționist la lot, ca jucătorii să aibă o dietă cât mai echilibrată. Orice cârșmar din centru vechi face chestia asta. Ce ești fotbalist, dai ia niște bere. Nutriție cu bere. Fotbal joci? Joc fotbal. De înscris să înscrii? Niciodată n-am dat gol. Ia niște bere. Nu o să dai gol. În continuare, de măcar în capul tău, o să apară impresia că ești fotbalist bun. Berea îți dă stări din astea. Dacă nu, ia niște iagăr cu bere. Iagăr cu bere și o să ai impresia că ești un fotbalist bun, măcar. Mai aveam ceva cu mașina de serviciu care poate fi urmărită prin GPS de către șef. Șefii ăștia, frate, nu te lasă deloc în pace. Cum arată fetele de la Miss Universe fără machiaj? Urte cu spume. Dar la ce vă așteptați? La Miss Universe nu votează nimeni femeia din interiorul machiajului. O elevă de învasului proaspătă mămică s-a clasat pe locul 3 la BAC cu copilul în brațe. Șampania, ciocolata, șer, băi, alimente care te ajută să ajungi la 100 de ani. Dar nu vreau să ajung la 100 de ani, ci că ar fi șampania, printre ele ardei iuți, mesele mediteraneene, vin roșu și ciocolata. Și să fii singur, nu într-o relație. Și arhiepiscopul Tomisului trimis, audiat de DNA, pentru nici nu mă mai interesează de ce. Dragilor și dragilor, mi s-a făcut semn cu succes că am cam terminat-o pe ziua de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine. Chiar dacă n-am fost live de data asta pe Facebook, nu e nicio problemă, încercăm data viitoare. Ne vedem! Toate bune!